Hai, sănătate și bun găsit tuturor! Astăzi facem un episod puțin mai diferit. Spun puțin mai diferit pentru că n-are legătură cu câini, cu pisici, cu animalele noastre. Și mai exact în acest clip vreau să discutăm, să vorbim puțin despre materialele de construcție. Astăzi am avut drum către Văleni, la noi în oraș. M-am uitat un pic pe acolo, pe la materiale, ciment, una alta ce ne mai trebuie și nouă pe aici până gospodăria noastră. Și surpriza neplăcută, ca să zic așa, a fost când am văzut prețul ridicat la materialele de construcție. Am văzut paletul de BCA-ul Soceram, care l-am luat astă primăvară cu 750 de lei, după care l-am luat cu 800 sau 850 și acum m-am trezit că l-a făcut 1000 de lei. Deci o diferență foarte mare de preț, de la 750 la 1000 de lei, o diferență uriașă. Iarăși OSB-ul l-a scumpit dublu, aș putea spune. Sunt vreo 5-6 luni de când am făcut adăpostul atunci la Vanda, vă mai aduceți aminte. Am luat foaia de OSB-ul de 12 cu 50 de lei, mi se pare 50 sau 55, nu mai mi-aduc bine aminte. Acum o foaie de OSB-ul de 12 undeva la 150 de lei. Aia de 10, 130, 135 până în 140. Deci diferențe uriașe, duble aș putea spune. Deci nu-ți mai arde să mai construiești, să mai faci nimic. Pur și simplu pe mine m-a luat amețeala ce am văzut acolo. Chiar și cimentul l-a săltat puțin. Dacă asta primăvară luam cimentul cu 21 de lei sacul, acum 23 de lei sacul și nu cred că se oprește aici prețul, va urca mult mai mult. Sunt curios să întreb și la cherestea, să văd metru cub de scândură, să văd și ăla cât e. Ultima oară l-am luat cu 1000 de lei, acum cred că l-a săltat și pe ăsta. Destul de complicată toată treaba asta. Încă o chestiune legată de scumpiri. Dacă acum 3-4 luni luam bara de cornier 50x50 cu 5 mm în carne, o luam cu 84 de lei, acum a ajuns la 110. Deci o diferență uriașă. Că nu te duci să iei o bară, iei și tu 10, la 10 bări să cunoaște suma de bani. E groaznic la ce ne așteaptă. Ce să mai, nici nu vreau să mă gândesc, pentru că ca orice om mai ai de făcut câte una alta pe-n curte, mai ai de bătut un cui, mai ai de turnat o alee, mai te încuiești un perete, nu știu, mai faci o coteață, mi se pare o scumpire prea forțată, prea mare dintr-o dată, uriașa aș putea spune, și cred că prețul nu se oprește aici. Mi-e frică că se scumpește și cimentul, cred că o să-l facă până în toamnă undeva la 35-40 de lei sacul. Dacă nu-l face direct 50 de lei și a terminat cu noi. Am simțit nevoia să discutăm și acest aspect, pentru că sunt sigur că sunt oameni care vor să mai facă una alta, un perete, un zid, o cameră, o bucătărie. Și vă dați seama, ne confruntăm cu toții cu problema asta. E destul de greu și cu cimentul, nu poți să-l depozitezi, să zici că îl pui undeva și lasă că faci de acolo. Ala, dacă nu l-ai folosit în maxim 3 luni, se întărește și la revedere, ai pierdut cimentul. O scândură poți să o cumperi de acum, o înveleși foarte bine, o bagi la adăpost și 5 ani de zile nu umbli acolo, n-ai niciun fel de problemă. BCA-ul la fel, poți să-l ții garantat 10 ani, le îl depozitezi și nu e niciun fel de problemă, dar cimentul e mai complicat. Și plus de asta trebuie să ai un capital de bani să poți să faci toate aceste cumpărături. Banul e așa cum e, foarte scurt, acil ai, acil nu-l ai. Am rămas surprins să văd ce prețuri am văzut astăzi la depozitul de materiale. M-am dus după oială să pun la ușă și când am văzut ce prețuri au pus la OSB-ul și la BCA-ul, am rămas fără cuvinte. Nu știu unde om ajunge cu aceste scumpiri. Problema e că situația se înrăutățește din ce în ce mai rău. În altă ordine de idei, și astăzi a plouat cu găleata, văd că și climatul ăsta a luat o razna, nu mai poți să faci nimic. Chiar dacă vrei să torni niște ciment, să torni o alee, ceva, n-ai cum. Trebuie să stai numai cu nailoane, numai cu adăposturi de-astea ca să poți să faci un pic de treabă, altfel n-ai nicio șansă. Totul a luat o razna. Sunt foarte revoltat. Prețuri pe o parte, vremea pe altă parte, mai e o lună, două, coatre cu vara. Vine toamna, trebuie să ne pregătim de lemne, de căldură, de una alta. Nici nu mai știi ce să faci, cum să faci să fie bine ca să nu te panichezi. Am un pisoi aici, nu mă lasă deloc. Tot timpul să freacă cu capul de mine aici. Ce vrei, mă? Hă? Nu mai pun să te pitești, să stai și tu de vorbă, să porți o discuție, n-ai cum. E pe tine toți, care mai de care să stea în sufletul tău aici. Ce vrei, mă? Ce vrei? Eu mă vai că s-a scumpit materialele și tu?
țerdă de joacă, eh? Băi, vagabundule. Băi, băi. Da, cam ăsta e episodul nostru de astăzi. Am vrut să aduc așa în discuție și problema asta, că e o problemă până la urma urmei. Și nu știu unde va ajunge prețurile astea. Bănuiesc că abia e începutul. Trebuie să ne așteptăm la ceva, cred că și mai rău, de atât. O altă problemă va fi mâna de lucru. E clar că se scumpește și mâna de lucru. O să ai nevoie de un salaur de ăsta care să te mai ajute, să mai ții o scândură, să mai trasești ceva, să mai faci un cofrag, să mai torni un beton. Vine cu mâna în buzunar, are pretenții la 200 de lei, dacă nu și mai bine, deci n-ai decât să te oprești, să nu mai faci nimica. Sunt mulțumit cu ceea ce am putut face până acum, sunt extraordinar de mulțumit. Cred că ce am făcut a fost bine făcut, asta va rămâne. Nu cred că mai e putere de a mai face ceva. Cu astfel de scumpiri n-ai nicio șansă. Bine că am putut să ridic măcar câtă cât casa în stagiul ăsta. O tencuială, o ușă, poate o mai pun. Dar să mai faci de nou iară BCA-uri, zidării, cofrage, acoperiși, tablă, nu mai vreau să mă gândesc. Foarte greu în ziua de azi. Sincer să fiu, prețurile la materiale au fost cam stabile în ultimii ani. Deci n-au fost chiar atât de scumpe cum e acum. O dublare de preț mi s-a părut exorbitant. Corsacul de ciment a fost 20 de lei timp de vreo 5 ani de zile, dacă nu mă înșel. Mi-aduc aminte că a fost și o perioadă când a fost sacul de ciment vreo 30 și ceva de lei. Până nu mai știu bine până ce an, 2006-2007, pe acolo, știu că a fost destul de scump, după care s-a ieftinit iar, luase razna, după care s-a remediat problema asta. M-am și-o de luat izolație pentru tavane, scândura am luat-o, sunt mulțumit că am apucat să iau și scândura. Dar mai trebuie, mai sunt o grămadă de materiale care trebuie cumpărate. Sunt curios să văd și placa de rigips la alea, nu m-am uitat. E greu, ce să zic, destul de greu. Cam ăsta a fost episodul, scurt, ceva așa scurt, așa de seara aceea în grădină. Simțeam nevoia să discutăm și chestiunea asta. Sunt sigur că sunteți mulți care ați vrea să construiți sau ați făcut niște planuri de viitor și asta e o problemă generală care ne dă peste cap. Bun, încheiem aici acest material, multă sănătate vă doresc și ce să zic, care aveți posibilitatea să cumpărați acum materiale de construcție cât mai e timp, pentru că o să le luați la suprapreț și e greu când știi că ai luat un lucru cu un preț și după o lună, două, trei te duci și le iei dublu la preț. Ciao, v-am pupat!